Un bărbat trăiește o adevărată dramă. Acesta a descoperit că femeia alături de care și-a întemeiat o familie îi este soră biologică. Acum omul se confruntă cu o problemă existențială și nu știe cum să gestioneze situația, cu atât mai mult cu cât are și doi copii. Bărbatul și-a spus povestea pe o rețea de socializare, cerând ajutorul și sfaturile celor care i-au văzut postarea. Acesta spune că a fost abandonat la naștere, motiv pentru care nu mai știe nimic despre familia sa reală. Peste ani, după ce s-a căsătorit cu femeia visurilor sale, a primit o veste șocantă. Aceasta nu era nici mai mult, nici mai puțin decât sora sa biologică. Medicii au fost cei care au descoperit acest lucru după ce femeia s-a îmbolnăvit și a avut nevoie de un transplant de rinichi. În timpul testelor de compatibilitate, medicii au observat o asemănare genetică mult peste limita obișnuită între cei doi. Testele ulterioare au scos la iveală adevărul. Soția mea s-a îmbolnăvit imediat după ce s-a născut fiul nostru și acum are nevoie de un transplant de rinichi. Am verificat la rudele ei și niciuna nu era compatibilă sau un donator viabil. Am decis să mă testez pentru a vedea dacă pot dona. Zilele trecute am primit un telefon în care mi s-a spus că sunt compatibil. Medicul a spus că vrea să facă teste suplimentare din cauza unor informații din rezultatele testelor de țesut. Nu am stat prea mult pe gânduri și am fost de acord, a declarat bărbatul, potrivit Mirror. El a precizat că o cunoaște pe soția sa de 8 ani, sunt căsătoriți de 6 ani și au împreună 2 copii. Am fost șocat și confuz. Mi-am explicat că din cauza modului în care informațiile ADN se transmit din generație în generație, un părinte la un copil ar putea avea o potrivire de cel puțin 50%, iar frații ar putea avea o potrivire de 0 până la 100%. Era rar să ai o compatibilitate mare între soț și soție. Am întrebat ce înseamnă asta. Suntem înrudiți. Nu glumesc. Și nu știu ce să fac mai departe, dar știu că ar putea fi greșit. Este soția mea și mama copiilor noștri. A mai spus acesta. Relatează știri de Cluj.ro.